Italia, din partea românilor, tuturor românilor din această lume, celor din Spania, românilor și din Spania. Deci îi vom lipi aceste mesaje ale noastre pe garbul lui Ciordache. Dar uitați-vă, poliția se plimbă pe aici de mult. Credeți că ne sperie oare? Deloc. Dacă este cazul, și acestea care le mai avem din partea mea, adică fiecare român, îi le vom arunca în curte. Când va intra în curte sau când va ieși din această vilă, să fie întâmpinat cu mesajele astea ale noastre, da? Și astea ale noastre, da? Și la sfârșit îi vom pune pe gard acest papuc, ce spuneți, Ciordache, adică noi îi dăm papucii, dar știți care e chestia? Numai unul singur îi vom da. Mai așteptăm să mai vină două colege care n-au venit încă. Poliția se plimbă pe aici, încă pe noi, nu ne interesează. Această a parcat. Salutare, Maria. Vina lui. Stai, așa. Stai să și filmăm, să fie și, da? Și live-ul și să avem și filmarea mai de. Spune-ne, te rog, ce se întâmplă aici. Păi aici avem o vilă a unui politician în nume Ciordache, care acum câteva zile ne-a arătat în Parlament mui. Și noi, ca cetățeni, acum vrem să îi dăm înapoi muia, dar mult mai e multă. Adică el unul a arătat doar două mui. Noi îi dăm sute milioane de mui din partea românilor. Îi dăm înapoi muia, dar înmulțit cu mai multe mui. Sub ce formă? Hai să explicăm. Da, nu mai fi oficient, că știi că mie nu-mi plac. Dar el a arătat. Știu, Marian, dar dacă el e bău, nu să nu fim și noi boi. Okay. Hai să povestim, să ne spui, să le spui celor care se uită ce o se întâmplă aici mai departe. Urma, uitați acea ușă este ușa garajului. Și acolo îi facem o surpriză. Da, și mai ales chiar în față, chiar la poarta principală. Și acolo, când va intra acest penal, va avea surpriza. Poliția, cam de cât timp ești aici? De vreo 10 minute. Poliția se plimba, erau am văzut, acolo, erau chiar la intrare. Da. Adică, cred că se așteptau. Și ați observat, există vecini care îl apără. Îl iau în brațe. Care spun că tu ești plătit. Ia spune-mi, câți bitcoin ți-a transferat Soros ca să fii aici? Păi, că așa e propaganda mafică în bitcoin. Eu n-am cont bancar și unde să mi trimeți? Dar știi ce e la bitcoin? Ai citit pe net, a? Totuși, da. Da. Este o monedă virtuală. Și câți ai portofel din ăla electronic? Am văzut așa că știu ăștia de la Dicot Antena 3 că cu portofelul electronic. Da. Ce? Deci te-a plătit Soros din portofelul electronic. Da. Așa. Da, și ai văzut doamna știa că cei care vin aici, adică noi suntem plătiți, ai văzut? Exact ca la Antena 3. Dar nu recunoaște că se uită la Antena 3. E rușine să recunoască public. Hai un pic, în schimb, ați observat voi ceea ce are la aici acestă Dragnea, când intră către casa lui, intră pe strada Rahovei. Rahova ce? Nu, Ciordache, avem... la Ciordache te referi. Ciordache. La Rahova ce... e pușcăria. Ați văzut? El unul deja se obișnuiește cu numele Rahova. Da. Mersi, Marian, eu mă duc până în mașină. Nu mai un pic. O să vă explic eu de ce mă duc în mașină. Poliția dă ture, da.
băieții de la poliție se plimbă pe aici. Prieteni, stați așa să intru în mașină. Mă scuzați, dar eu recomandarea medicului a fost să nu vorbesc în aer rece. Dar bombonica asta de acțiunea lui Marian Ceaușescu era prea frumoasă ca să nu vin, dragii mei. Așa că m-am gândit, eu am fost așa și m-am gândit cum să fac nici să nu supăr medicul, să nu mă bată cu aparatul ăla cu care te ascultă, da? Și totuși să fiu aici, pentru că este important, dragii mei, așa că am zis că încerc să fiu să filmez, să vorbesc cât mai puțin în aer rece și am să vorbesc din mașină. Vreau să vorbesc din mașină. Da, știu, sunt ciufulit, asta este de la Glugă. Așa, da, sunt criticat de către fanii mei pentru freza mea, dar n-am ce să fac, nu freza e importantă, dragii mei. Stau un pic aici la căldurică în mașină. Dau puțin drumul la căldură, mă scuzați, numai o secundă, să fac puțin căldură în odaie și să vă zic câteva lucruri foarte importante, dragii mei. Așa. Așa. Deci, dragii mei, să vă zic câteva lucruri foarte, foarte importante. Marian Ceaușescu a venit aici la Vila Clanului Ciordache pentru a transmite mesajul dumneavoastră a tuturor celor din diaspora și din România, cei care, după ce ați văzut gestul obscen al lui Florin Iordache, ați decis să veniți și voi și să-i spuneți înapoi, să-i dați acest gest. Acum, sigur că foarte mulți ar putea să ridice această problemă și propaganda mafiei și cei care servesc pe ascuns propaganda mafiei, adică cei care pretind că sunt ziariști corecți și onești, dar denigrează oamenii care fac ceva, sunt în stradă și fac ceva, așa, spre deosebire de alții care stau la birou și în studiouri călduțe sau merg pe la ateliere, unii sunt în stradă și fac ceva în frică. Dragii mei, ce vreau să vă spun? Un lucru foarte simplu de la care pleacă motivele pentru care eu am decis să mediatizez această acțiune. Deci priviți cu foarte mare atenție această clădire, da? Clădirea în fața căreia ne aflăm. Așa, este Vila Clanului Ciordache. Vila Clanului Ciordache o vedeți filmată pe YouTube, aici unde fac eu live, pe pagina mea de YouTube și o vedeți și pe Facebook-ul Cameliei Tabacu, care am mai filmat aici. Dragii mei, această vilă este construită în întregime din bani publici. Ea nu este construită în urma unor afaceri private, în urma unor activități care să nu aibă nicio legătură cu banul public. Această vilă este construită din banii unui politician, politician de foarte mult timp, sărut mâna, se strâng aici încet, încet protestatari rezist, politician de foarte mult timp, un individ care a fost tâmplar, care prin politică a reușit să ajungă șmecher, care până în momentul când a intrat în politică avea un apartament în Caracal, atât și nimic mai mult. Și care, devenind politician, a ajuns să câștige și mai mulți bani. Soția lui, ca să vă explic cele două surse de bani, este fost magistrat. Fost magistrat la judecătoria Caracal, care a sărit brusc toate etapele profesionale și a ajuns judecător la Înalta Curte de Casație Justiție într-un moment culminant al carierei de politician al soțului. Deci, teoretic, din punct de vedere legal, așa cum a declarat domnul Ciordache în declarație de avere, această vilă, da, vă mai arăt încă o dată, această vilă, da, așa, această vilă este construită din bani publici. Pe cale de consecință, fiind construită din bani publici, eu zic că publicul are dreptul să o vadă și că domnul Iordache trebuie să tacă din gură, să accepte mesajele pe care publicul care i-a plătit salariile de politicieni, indemnizațiile, salariile doamnei Ciordache, pe care publicul le-a achitat ca să trece poliția din nou. E foarte amuzant, o să-i vedeți aici, da? Ia să-i vedeți, trec din nou polițiștii, au trecut pe aici de 7.000 de ori, dragii mei. Nu cumva se întâmple ceva rău, vă dați seama, nu cumva se întâmple ceva rău. Ca atare, pe cale de consecință, domnul Ciordache nu se poate plânge prea mult. Sigur, dacă domnul Ciordache sau soția dânsului ar fi avut o afacere privată și n-ar fi fost vorba de bani publici, atunci nu discutăm. Atunci puteau să ne acuze, domne, un domiciliu privat, deranjăm viața privată, dar acesta nu este un domiciliu privat, adică este un domiciliu privat, dar e făcut din bani publici. Haideți repede să mergem afară, nu o să mai vorbesc nimic, nu o să mai zic nimic, pentru că urmează operațiunea.
mă scuzați că vă bleocotesc, cum ar zice, cum se zice în bani. Adică că vă scutur. Deci, domnului Ciordache, îi se lipesc pe gard mesajele românilor. Stau, Magdalena. Doamna judecător Magdalena Ciordache. Baga acolo, hai. Baga aici. Limuzină de lux, BMW, seria 7, da? Aproape mai bine ca Dragnea. Hai să vedem, deci cine? Punta alea, ce? În partea oreste, ia să vedem. În partea acela din Spania, ia să nu știu ce spun. Hai să vedem, cine sunt? Îmi aminte și eu, Roanța 13, pentru că am mințit aia vizele. Era fără la fata ca nu e Ciordache, să ne răspundeți. Din partea Hare și Oreste. Ia,
Este contravenție, lipirea de afișe și deteriorarea pe clădiri, scrierea pe clădiri. Da? Da. Unde s-a luat? E contravenție? Da, e o amendă. Îi dau eu bani lui Marian să plătească, dacă vrei. La cât e amendă? Nu știu. Finlanda, uite. Canada. Deci mesajele românilor pentru domnul Ciordache. Uită de o hoardă de bandiți care după ce au jefuit țara vor să doarmă liniștiți, da, și să jefuiască în continuare, mai rău de atât. Domnul Marian, dar nu sunați la ușă totul să vorbiți cu proprietarul, da, adică acum, știți, poate vrea să vină să vorbească. Da, a zis că vă arăt, ia uitați-vă aici, toate, și surpriza, îi dăm un Ciordache, e bun, e mâna, mi-am lăsat. Ia un pic, arată-mi și aici. Asta e de la care am mai dat un păpuc asemănător, i-am dat și la îndrușcă. Ia uitați-vă ce am adunat la poartă, un papuc și celelalte mesaje din partea noastră, uitați-vă aici, din partea fiecărui personaj, vreau, uitați-vă ce vreau să fac, să îi arăt acestui penal, să vadă, să știe că noi îi transmitem ceva, da? Și să vedeți și pe acest penal de politicieni, auzați, în curtea lui, să vadă că ce îi transmite tot și din auzi ăștia, nu e, că ne-a transmis din auzi. Vedeți, da? Cum va ieși din casa acest penal, așa, ia uitați-l ce frumos, așa, poftiți, și aici, vă mâine, bă, că... Așa, poftiți? Da, uitați, ce transmitem în România? Muie, dă și să facem și o chestie, ca să și știe... Muie politicien oricolut. Așa... Poftiți și îi transmitem noi, da? Să vadă ce îi transmitem noi. Are, da. Da, uitați-vă ce transmitem noi, da? Să vadă... Uite, se uită pe cine, se uită pe cine. Ce îi transmitem, da? Și el a făcut într-o mâine și noi. Să vadă că noi vrem să știe că noi românii ne-am săturat de acest penal. Ne-a săturat de voi. Da, uitați-vă ce are pe poartă. Pe fiecare de Crăciun, da, decorațiuni de Crăciun. Vin sărbătorile, vin sărbătorile. Mai bucură de ce mi-ai dat acest Facebook. Să vadă că ce zici, Oreste, că am îndeplinit dorința. Să
Dar de unde se dezvoltă averea asta? De la părinți, din pensia părinților? Când este să fășească acest investiment? Nu pot. De ce? Dacă nu aduc, ești vreiul meu. Fioră, dai cu Fioră. Chiar dacă mi-au ajuns. Ia-mă, dar știi-vă ce am pus noi în poartă. Ciordanie. Adică vrem să pleci. Noua sigla PSD, domnilor. Ne filmează de acolo Da. Bun, cine vrea scurt să-mi zică de ce a venit aici foarte scurt pe rând? Cine vrea să vorbească? Cine vrea să vorbească? Mariane, o să iau, o să-ți iau ție o declarație. Da, a fost o treabă. Ah, ce mi-au înghețat mâinile. Mă scuzați, dragii mei, cei care vă uitați pe YouTube. Marian. Da, domnule. Vei fi acuzat, că ai vandalizat clădiri. Da. Legal, teoretic este o contravenție. Ai fost dispus să comiți o contravenție. De ce? Hai să explicăm oamenilor de ce. La asemenea om politic care își bate joc de un popor care arată acele semne obscene în loc să apere interesul poporului, el ce face? Îl ce crede? Jignește într-un hal și totuși acel semn incalificabil și totuși neiertat l-a văzut un mapamond. Și pe cale de consecință tu spui că și poporul trebuie cumva să-i răspundă înapoi, adică el trebuie să simtă că ce a făcut el nu e bine, da. I-am răspuns. Am înțeles. Și totuși aceste se pot lua că sunt spray-uri de pom de iarnă. A, sunt spray de pom de iarnă, deci să fim, să explicăm. Ia să vedem. Hai să se deschide garajul, iese domnul, iese doamna Ciordache pe urmă. Ia uitați-vă ce mașină are Ciordache. Ia uite-l pe domnul Ciordache, domnul Ciordache! Ce-ați făcut, criminalule! Ia uite-l! Oțule! Nu scăpați, bă! Muie! Multe, bă! Problema este că domnul Ciordache... Domnul Ciordache a lovit această mașină și conform codului rutier ar fi trebuit să... Să vedem dacă merge la poliție să declare tamponarea. În persoana lui Ciordache. Ai și Ciordache. Ați văzut ce face. Ați văzut ce surpriză ați avut. Ciordache, a ieșit. Da? Ciordache a ieșit. Și și-a lovit, limuzina și a fugit. Ați văzut ce surpriză? Ce mașină are el? Mașină de un om simplu, dar în spate avea un Jeep deosebit de scump. Ce părere aveți de faptul că n-a stat să... Frica! N-a stat să vorbească. Frica! Hoții nu stau de vorbă cu noi. Aie, el a ieșit cu altă mașină asta. Da, a ieșit cu un Volkswagen Polo. A luat o mașină. Ne sfidează,
E fug de oameni, știți? Da, 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 e live. Deci, da? A ieșit, da. A e pe YouTube-ul ăla. Și a lovit mașina asta. Da, o dar lovit limuzina. Da, și la trebuie să declare tamponarea. Declare că s-a tamponat singur. Haideți, gata. Noi de aici vom pleca. Ne-am am îndeplinit scopul și a fost o surpriză când a ieșit și el din acest garaj. Dar n-asta la discuții, n-asta se. Are frică. Frica, n-ați observat fricosul a lovit și mașina. A intrat în disperare, frate. Ia uitați-vă disperare. Cum. Dar dacă se oprea să vorbească, îi făceai ceva rău, nu-i făceai nimic. Ia unde vorbim cum sunt de mordar. Deci Marian, încă o dată, spray-ul, spray-urile cu care s-au scris sunt spolabile, deci sunt de decorațiuni de pom de an. Deci nu rămâne nimic distrus. Nu, nu. Bun. Substanța cu care s-au lipit afișele pe garaj se spală. Se spală, deci este lavabilă, este substanță lavabilă cu apă caldă, da. Doar ca să fie singura, clar că nimeni n-a distrus nimic. Singura problemă. A, ba nu. Papucul. Papucul-i rămâne. Ăla nu poate fi. Deci, surpriza, uitați, papucul nostru, ia uitați-l, care noi îi transmitem să plece. Ciordache, pa, la revedere. Doamna Ciordache, spuneți-i soțului că îi dă mai multă. Mult mai multă decât ne-a dat el. Îi vom da mereu până când va pleca să-i fie rușine. A făcut un gest de mârlat. Ultim om. Deci acum vom... Da, dragii mei, așteptați să ajung în mașină să trag și eu concluziile. L-ați văzut și pe domnul Ciordache ieșind în viteză. Numai o secundă să ajung la mașină. Eu n-ar trebui să vorbesc. Opa, opa, stați așa că a venit poliția. Stați că a venit poliția. Parcheze mașina unde vrea în această țară, există cumva aici un semn, o parcare interzisă sau... Pe cine sunteți în primul rând? Cum vă numiți? Și ce grad aveți? Agenție. Dumneavoastră? Așa, și vreți să... Actele... Evident! Nu, Maria, legitimație! Convine ce ne-a arătat domnul Iordache în Parlament? Vă convine acel semn în Parlament? Ne-a arătat două dege. Nu vă uitați, ca polițist, nu vă uitați să vă informați. Redați-mi noastră un buletin. Oh, oh, dar de ce să vă dau buletin? De ce să vă dau buletin? Tocmai de asta, stați pe... Ca un cetățean al României, trebuie să vă ceri în fața organului de parlament. Sigur, sigur, dar trebuie să-mi spuneți de ce. Cum? Trebuie să-mi spuneți în ce scop mă legitimați, ce-am făcut. Se poate mai repede, că eu am treabă. Ia uite, bă, jandarm!
Ce credeți? Da, vorbim frumos. Sigur, vă dau buletinul, dar trebuie să-mi indicați ce contravenție, ce fac, am să vă și ca să mă lăsați. Nu, condamnă să vă și nicio contravenție. Păi și atunci de ce mă lăsați? Pe cum stabiliți pe parcurs? În fața organelor de poliție trebuie să vă legitimați. Păi da, dar trebuie și dumneavoastră să-mi spuneți de ce mă legitimați. Sigur, îmi spuneți de ce. Vă aflați într-un grup care... apropiați de el ca să nu îți spună că l-am hărțuit. Am rugămintea la dumneavoastră. Nu vă mai... Deci, sigur vă dau, de ce mă legitimați? De ce mă legitimați? Vreau să pun o legitimare, ca așa spune la legea 61. Dar nu spuneți de ce, cu ce am făcut eu, că eu tăceam, filmam. Nu a spus nimic, v-am acuzat de ceva? Da. Cum mai de asta, nu m-am acuzat de nimic. Dacă mă ajutați, că vă filmez. Nu pot eu să pun mâna pe buletin. Nu puteți. Nu. Ajută-mă și tu, scoate și tu buletinul, nu, aici e buletinul și legitimați. Nu trebuie legitimația dumneavoastră. Nu vă trebuie. Dar ați fost anunțați? Cum? Ați fost anunțați sau inițiativa dumneavoastră? Deci treceați prin zonă și... polițienească, nu? Din așa, inițiativa voastră, nu? Da. Nu sunteți curios? A comis o tamponare care a trebuit declarată. Nu sunteți curios? Domnul Delea circulație. În 48 de ore am înțeles. Am văzut că aveți caschet alb și de-aia mă gândeam că poate vă interesează. Un domn cu un polo a lovit un BMW. L-a lovit la ieșirea din garaj. Dacă nu sunt victime, poate să plece, nu? Se prezintă la poliție. Am înțeles. Și pe noi ne legitimați pentru că stăm aici. Nu avem voie să stăm aici. Știți cumva am încălcat vreo lege stând aici? Păi de unde știți? Că n-ați fost aici. De unde știți cine? Eu, de exemplu, n-am lipit nimic și m-ați legitimat aiurea. Nu mă uit la televizor. Domnul, e să vedeți o mașină lovită? E către domnul Ciordache? Sau îl apărați doar că este un politician, aveți ordin de la șefii voștri, nu? Să-l apărați. Nu, nu, stați numai un pic. Nu vă supărați. Există o reclamație la poliție? Nu există. Păi atunci pentru ce legitimați oameni? Stați numai un pic, doamnă. Stați un pic. Deci dacă nu există nicio reclamație, de ce ați venit dumneavoastră aici? Haideți că nu stau mai mult la vorbă. Nu pot să vă dau mai multe detalii. Păi nu, dar vrem să știm dacă acționați la ordin politic și în loc să vă ocupați de infracțiunile serioase, vă ocupați aiurea de cetățeni. Există mai multe furturi de locuințe și la ora asta sunt mai multe persoane. Două mașini de poliție pentru mașini de poliție. Ca să legitimeze niște oameni pe domeniul public. Haideți că puneți prea multe întrebări. Păi punem întrebări, că vă plătim salariile, nu vă supărați. Vă plătim salariile, de-aia vă punem întrebări. Acționați lucarnic, îi apărați pe infractori. Ați recunoscut că ne legitimați. Nu am afară de telefon, ne acuzați. Deci dumneavoastră ați venit, Mariane, stai numai un pic, stai că sunt niște lucruri importante. Suntem acuzați de ceva, spuneți-ne, să știm noi bine, ca să ne chemăm avocatul, că poate ne acuzați de o infracțiune, că l-am hărțuit. Stai un pic, Mariane, deci nu există nicio reclamație, deci și au venit cu două echipaje de poliție aiurea, așa, din inițiativă, din slugărnicie, probabil. Nu mă legitimează, pentru că suntem într-un cerc aici, și mai multe persoane. Acest motiv era utilizat de către cei care practicau poliția politică. Despre asta vorbim în momentul ăsta. Despre poliție politică. Asta se întâmplă acum. Am zis că vă dau datele. Nu aveți buletinul dumneavoastră? Nu și buletinul. Da, țin, dacă vor chiar vorbim frumos. Acțiunea noastră a fost în numele românilor. Emate, domnul agent, acțiunea noastră. Stai, Mariane, stai numai un pic, să întrebăm ceva concret legal. Mariane, numai o secundă, nu vă supărați. Am fost jignit. Ați indicat contravenția ca fiind lipirea de afișe, nu e... Contravenția asta cum se sesizează? La plângerea proprietarului, nu? Stai numai un pic, că e important. Contravenția se constată la plângerea proprietarului. Dacă proprietarul nu a depus nicio plângere, numai asta de ce acționați? Păi da, este la plângerea proprietarului. S-a plâns proprietarul. Nu era constatarea dumneavoastră, nu cunoașteți legea. Ați cam pierdut din cunoștințe. Vedeți, domnule, păi dacă proprietarul nu se plânge la televizor, acel spray se ia.
Problema este că dumneavoastră acționați fără să aveți o reclamație măcar. Dislugărnicie, v-a trimis un șef, ce se întâmplă? V-a trimis un șef? V-au trimis șefile, e frică de PSD sau ce se întâmplă? Dacă nu aveți nicio reclamație. Dacă aveați reclamație, acțiunea dumneavoastră era justificată logic. Da, două echipaje de poliție, dragii mei, fără să existe nici măcar o reclamație. Ați văzut, polițistul l-a recunoscut. Nu vă grăbiți să... Pentru că, cu siguranță, două echipaje de poliție nu vin fără ordinul expres al șefului. Nu știu exact unde sunt ei, sunt inspectoratul județean Ilfov, poliția Bragadiru. Vă asigur că șeful poliției în acest moment este la comandă și dă ordine polițiștilor. Da, polițiștii care au venit și cu un jandarm, după cum vedeți. Este patrula de ordine publică. Am înțeles că nu vă uitați la televizor. Dacă nu vă uitați, dacă vreți, am eu o donație. O să vă ofer un televizor să vă uitați la el. Nu vreți? Vă ofer eu un televizor cadou. Dar numai pe lor. Să vă uitați la el. Gata, plecați! Acum ce facem noi? Ce mai scriem noi pe vină? Să mai scriem ceva? Dacă tot am fost legitimați, ne continuăm acțiunea. Jucăria, nu? Ne vom juca cu vila lui Ciordache. Da? Am o propunere. Dacă tot am fost amendați, să ne mai jucăm cu vila lui Ciordache. Păi încă n-ai fost amendat, stai. Că nu s-a depus, trebuie să depună reclamație. Dacă nu se depune reclamație, nu poți fi sancționat. Voi întrerupe, cum, dacă vreți să mă vedeți în urma acestui... Da, dragii mei, stați așa să intru în mașină la căldurică, că mă doare cutul rău de tot. Mă scuzați, dacă medicul meu se uită, cred că o să-mi trag o mamă de bătaie. Așa, vreau să vă dau niște explicații. Doamne, cât e de frică. Stați să mai fix să mai încercăm să facem căldurică în odaie din nou. La unde am pus cheia de la mașină. Aoleu. Sper că n-am pierdut-o. Stați așa, oameni buni. Vreau să vă explic câteva aspecte importante, pentru că, vedeți, ăștia se grăbesc, acționează în viteză, că le cer șefii, nu sunt atenți la detalii și, în felul ăsta, noi putem să tragem niște concluzii. Da, da, să tragem niște concluzii. Niște concluzii importante, dragii mei. Numai o secundă. Numai o secundă, să mă încălzesc puțin mâinile... pentru că mi-au înghețat. Și să pun și telefonul 2 în poziție. Că nu merge. Ia uitați, îl pun așa, cu ăsta înregistrez pentru YouTube. La pușcărie, bot! Postaca PSD-istă! Bang! Am vidajat-o. Păi da, ce facem aici? Vidajăm postace PSD. Așa, stați așa, uite așa facem. Așadar, dragii mei, ați văzut cum stau lucrurile. De ce am insistat? În primul rând, să vă spun un lucru, o diferență foarte mare. De ce am prezentat imediat actul polițistului? Sigur, eu l-am rugat să-mi spună de ce mă legitimează, ca să vedeți dumneavoastră explicația, dar pentru că, spre deosebire de jandarmerie,
Statutul polițistului dă dreptul polițistului să legitimeze orice persoană vrea el. Deci polițistul are dreptul să te legitimeze chiar dacă nu faci nimic. De aceea tu ești obligat să îi prezinți documentele. Spre deosebire de legea jandarmeriei, unde spune că jandarmeria legitimează numai persoanele dacă există indicii temeinice, atenție foarte mare, că au săvârșit, săvârșesc sau se pregătesc să săvârșească contravenții sau infracțiuni. Polițistul are dreptul să te legitimeze, trebuie să-i dai actul de identitate. Dacă nu-i dai actul de identitate, el are dreptul să te ducă la secție în vederea identificării, dragii mei. Deci de aceea le-am prezentat actele. Din privirile acestor polițiști, eu am înțeles că săracii cumva așa parcă țineau cu noi, dar n-aveau încotro. Două echipaje de poliție trimise undeva, fără să existe o reclamație, asta înseamnă că șeful poliției a dat ordin. Ca șeful poliției să dea ordin într-o astfel de situație, asta înseamnă slugărnicie politică, dragii mei. Asta înseamnă slugărnicie politică. În mod normal, conform legii, by the law and by the book, domnul Ciordache trebuia să depună o reclamație, polițiștii să vină, să facă două fotografii, să ia eventual de pe YouTube înregistrările, să identifice persoanele și să aplice sancțiuni. N-aveau de ce să vină două echipaje de poliție. Sau cel mult putea să vină un echipaj cu doi polițiști. În niciun caz două echipaje de poliție cu patru polițiști și un jandarm. Asta înseamnă supra de măsură. Că eu nu zic, domne, verifici contravențiile, așa este. Dacă se constată că i s-a deteriorat ceva la ușa domnului Ciordache, e o contravenție, se verifice, se ia măsurile legale. Înțelegeți? Ați văzut, Marian își asumă. Dar nu poți să vii cu patru mașini, oameni buni, de parcă s-ar fi bătut interlope aici. Înțelegeți? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă comandă politică, oameni buni. Înseamnă că poliția este subordonată politic și să știți că m-am uitat bine în privirile polițiștilor. Sigur că nu se vede asta pe transmisia video live sau pe înregistrarea video, dar oamenii erau și ei cumva jenați de faptul că trebuie să facă treaba asta. Se și vede de fapt când pleacă că unul dintre ei ne salută așa prietenos, pentru că până și polițiștilor cred că le-a ajuns de acești ticăloși. Problema este că ei execută ordine. Problema este că ei ar putea să nu execute ordine, dar problema mai mare este că în instituțiile statului nu există o masă critică de oameni cinstiți și corecți, oameni care să poată să blocheze instituțiile atunci când instituțiile sunt folosite într-o manieră necorespunzătoare. Înțelegeți? Uite, poliția trece din nou pe aici. Și nefiind o masă critică, pentru că instituțiile sunt pline cu lichiele, cu angajați pe pile, ăia săracii care sunt oameni cinstiți, cam strâng din dinți și ne aprobă din priviri, dar execută ordinele pe care trebuie să le execute. Pe final, dragii mei, încă o dată vreau să vă vorbesc despre argumentele, nu știu cum să le zic, morale ale acestei acțiuni. Vila pe care ați văzut-o este construită din bani publici, numai din bani publici, dacă e legal, conform declarației de avere, da? Ca atare, pentru că contribuabilul român, cetățeanul, poporul, cum zic americanii, we the people, pentru că poporul român a plătit pentru vila asta și poporul român a plătit. A plătit pentru vila asta. Vila asta e făcută din banii de taxe și impozite care s-au dus sub formă de salarii la politicianul Iordache și sub formă de salarii la doamna magistrat Magdalena Iordache, care l-a achitat pe Adrian Năstase. Și pentru că românii au plătit, ca atare românii au dreptul să vadă și eu cred că este moral ca o astfel de acțiune să se întâmple, dragii mei. Asta a fost operațiunea burlogului Ciordache de aici, din Bragadiru. Mai multe imagini cu burlogul vedeți pe YouTube, pentru că băieții de la Sky Team ne-au oferit și imagini. Vă salut, dragii mei, distribuiți! Să vadă cât mai multă lume!